Echipa liceului particular Șerban Cioculescu a triumfat în acest an la Cupa Liceelor la futsal, competiție fotbalistică reluată după o pauză de 3 ani. Elevii pregătiți de profesorul Relu Țurai au învins în ultimul act pe rivalii de la pedagogic. 8 formații din Robeta Turnu Severin s-au întrecut vreme de aproape 3 săptămâni pe parchetul din sala polivalentă. Echipa de la Șerban Cioculescu a fost vioara întâi în finala cu Colegiul Național Ștefano Dobleja, disputată aseară în polivalenta severineană. Cu un joc bazat pe posesie și pe acțiuni de atac sau contraatac fulgerătoare, trupa pregătită de Relu Țurai a câștigat finala cu scorul de 4-2. Elevii au primit permanent sfaturi de pe margine pentru a-și surprinde adversarii. Indicațiile date de profesor au fost de bun augur, deoarece râvnitul trofeu a ajuns în posesia elevilor de la Liceul Șerban Cioculescu. Bucuria era mare, mai ales că a venit în fața celor cu care pierduseră mai tot timpul finalele la acest nivel. A fost o competiție foarte grea, am avut echipe foarte puternice, chiar și la mini-fotbal, și am reușit să câștigăm în fața celor de la pedagogic. A fost un meci foarte greu și am luat și titlul de cel mai bun portar și asta mă face mândru. Că sunt și aici desemnat cel mai important. A fost o competiție grea, i-am învins cu greu, au jucat și ei bine, dar s-a dovedit că am fost mai buni azi și le urăm succes. Cum a fost așa pe parcursul competiției, jocurile, cum ți s-au părut? Au fost grele, niciun meci nu este ușor. Satisfăcut de jocul elevilor săi, dar și de competiția în sine, s-a arătat și profesorul Țurai. O competiție foarte bună, organizată de cei de la AJF. S-a văzut și băieții că s-au montat pentru finala aceasta, o semifinală grea cu domnul Tudor, dar am reușit să facem până la urmă să ieșim bine și în finală cu cei de la pedagogic, în sfârșit am reușit să ne impunem după un joc bun și tensionat în același timp, dar băieții au jucat foarte bine și important că au câștigat competiția. Primele 3 echipe clasate au fost premiate cu cupe și diplome din partea conducerii Asociației Județene de Fotbal, moment în care campionii de anul acesta au făcut celebra horă a bucuriei. De asemenea, au fost amânate și premii individuale. Trofeul de cel mai bun portar a ajuns la Adelin Iliescu de la Liceul Șerban Cioculescu, iar cel de golgheter la Robert Vlădan de la Colegiul Tehnic Domnul Tudor. Cupa Liceelor la futsal a fost readusă în circuit după o pauză de 3 ani de Asociația Județeană de Fotbal împreună cu Direcția Județeană de Tinere și Sport Mehedinți. Am atins oarecum obiectivul, pentru că într-adevăr au participat toate cele 8 licee de pe raza municipiului. O competiție, cum se spune, cu nerv, pentru că ați văzut în finală și în semifinală cât nerv se pune pentru aceste jocuri. Până la urmă, în jocul de fotbal, un joc palpitant, cu surprize și bune și mai puțin bune. Eu zic că una peste alta a fost o competiție reușită. Am reușit și le-am procurat și premii pentru primele 3 locuri, pentru cel mai bun portar și pentru golgheterul competiției. Pe locul 3 al competiției s-a clasat echipa Colegiului Tehnic Domnul Tudor, care a câștigat finala mică împotriva echipei Colegiului Național Traian. Federația Română de Handbal a anunțat lotul României pentru Trofeul Carpați, competiție care va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 20-21 martie. 21 de jucătoare au fost convocate sub tricolor, printre ele și severineanca Diana Puiu. Din păcate, componenta HCM-ului Baia Mare, Aneta Pârvuț, nu a fost inclusă pentru această competiție. Rămași în handbalul național de prim eșalon doar prin severinencele Aneta Pârvuț și Diana Puiu, iată că cele două demonstrează că pot face față și la Naționala României. După ce în luna decembrie Aneta Pârvuț a participat la campionatul european din Ungaria și Croația, în primăvara aceasta o altă handbalistă lansată de Clubul Sportiv Școlar Drobeta va evolua sub tricolor. Diana Puiu de la HC Zalău a fost convocată pentru ediția 2015 a trofeului Carpații la handbal feminin. În schimb, componenta
oponenta HCM-ului Baia Mare, Pârvuț, nu a prins lotul, cel mai probabil din cauza faptului că nu a fost utilizată des în acest retur. Severineanca reușise un tur de vis la SCM Craiova, însă oficialii băimăreni au readus-o la HCM, iar acum nu se mizează pe ea. Lotul de 21 de jucătoare pentru trofeul Carpați este în prezent fără selecționer după demisia lui Gheorghe Tadici. La turneul găzduit de sala polivalentă din Cluj-Napoca vor participa campioana mondială antitră Brazilia, Suedia, echipă medaliată cu bronz la Euro 2014 și Germania, formația antrenată de danezul Jakob Westergaard. În 2010 și 2011, sala polivalentă din Severin a găzduit această competiție. Atât pentru seara aceasta, cu alte știri din Mehedinți, ne revedem data viitoare. La revedere!